Hristos a înviat. Vă mulțumesc că suntem împreună în această seară. Îi mulțumesc în primul rând domnului Cristian Bădiriță. Cristian Bădiriță este Cristian Bădiriță, nu cred că are nevoie de multe prezentări. Pentru noi este, pentru Biserica Greco-Catolică este o adevărată comoară. Cred că știți cu toții, ați auzit, ați văzut, ați citit deja numeroasele ediții a geniului greco-catolic. Țin minte că atunci când l-a prezentat la Blaj, domnul Bădiriță a zis e geniu greco-catolic, virgulă Cristian Bădiriță, dar eu cred că nu știu dacă virgula își are sens sau nu. Nu o să mă lungesc mult, nu vreau să răpesc din timpul pe care îl are la dispoziție. Știu că au fost multe întrebări, multe interese legate de Sfânta Scriptură. În seara asta cred că e seara dedicată Sfintei Scripturi și sper să fie prima dintr-o serie. Dacă domnului Bădiriță îi place la noi, cu siguranță va reveni. Dar dincolo de glumă, aș vrea și pentru seminarii să fie un moment important, și pentru tineri în general, și pentru cei mai puțin tineri. Sfânta Scriptură este în centrul vieții noastre. Cred că nu am fi creștin cu adevărat dacă n-am deschide măcar o dată pe zi Sfânta Scriptură. E bine, o deschidem, dar avem nevoie și de ghizi care să ne îndrume pe căile Sfintei Scripturi. Cu siguranță sunt printre dumneavoastră persoane care au făcut deja o introducere sau mai mult decât o introducere, văd chipuri care sunt deja experți în Sfânta Scriptură, dar în seara aceasta vom avea o perspectivă a unui pasionat de Sfânta Scriptură, un teolog, un patrolog. Îi dau cuvântul domnului Cristian Bădiriță. Hristos a înviat, Hristos a înălțat, completez aici, astăzi. E una din temele, știți că astăzi e înălțarea după calendarul sinodului de la Nicea, nu insist asupra temei, dar poate voi aminti acest subiect în legătură și cu Evanghelia după Luca, plus Faptele Apostolilor, pentru că acolo e o trecere interesantă de la tema învierii la tema înălțării. Aș dori să mulțumesc preasfințitului Claudiu Pop pentru invitație. Mă voi adresa și am pregătit cu entuziasm, vă spun și cu mare drag, această prezentare în PowerPoint. De aceea, acum mi s-a imprimat și mie conferința pe hârtie. În primul rând pentru seminariști, pentru că și asta m-a bucurat foarte mult interesul pentru Scriptură, pentru metoda de a studia Scriptura și de aceea cred că e un semnal, un semn bun faptul că tinerii seminariști greco-catolici încep cu începutul. Încep cu ceea ce trebuie să fie temelia credinței creștine, adică studierea serioasă, cu instrumente serioase, a Cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament. Dați-mi voie să închin această intervenție din seara asta memoriei episcopului Florentin Crihălmeanu, care, cum bine știți, era un pasionat al studierii Sfintei Scripturi, și un om de anvergură culturală. Voi prezenta în trei timpi. Intervenția va fi pe trei capitole. În primul rând, instrumente de bază pentru abordarea Sfintei Scripturi în mod profesionist. Trăim în secolul 21, dispunem de o serie de instrumente pe care suntem obligați, mai ales ca teologi profesioniști, studenți între ale teologiei, să le cunoaștem. Să le cunoaștem, măcar să știm de existența lor, dar ar fi bine să le și avem în bibliotecă, pentru că aceste instrumente ne ajută să ne scutesc timp, în primul rând. Nervi, ne ajută să pătrundem mai ușor prin efortul generațiilor trecute în miezul Sfintei Scripturi. Și fără Sfântă Scriptură nu există nici patristică, nu există nici predică, nu există nici reflexie teologică în cadrul creștinismului. În al doilea rând,
Voi face o survolare sistematică a celor patru evanghelii, subliniind diferențele, mai ales diferențele și intenția teologică a fiecărui autor, evanghelist, ca să vă dați seama de mecanismul dinăuntrul Noului Testament. Despre Vechiul Testament voi spune câteva cuvinte, mai ales în legătură cu Septuaginta. Și în al treilea rând, episod și ultimul episod pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră în seara asta, voi alege câteva fragmente pe care le consider interesante și care vor concretiza ceea ce voi prezenta în primele două momente. Eu sunt patrolog de meserie. Nu sunt un specialist, un biblist, eu știu, consacrat așa cum sunt cei care lucrează numai pe textul biblic, Vechiul sau Noul Testament. Am ajuns biblist dintr-o necesitate, pentru că la un moment dat, traducând câțiva părinți ai bisericii, mi-am dat seama că există discordanțe între comentariile pe care le, textele, versetele pe care le comentau ei. Mă gândesc, de pildă, la cartea lui Iov, comentată de Ioan Gură de Aur. Și traducerea oficială, care circula la începutul anilor 90 și care e mult mai veche, sinodală, în România. Nu concorda. Ioan Crisostomu nu concorda cu sinodala. Și totuși, Ioan Crisostomu e un părinte al bisericii din secolul al IV-lea. Traducerea oficială, sinodală, urcă în perioada interbelică, a beneficiat ulterior, beneficiat între ghilimele, de diverse diortosiri, dar care nu au diortosit esențialul, adică nu au recuperat textele cele mai bune, variantele cele mai bune. Voi relua subiectul când voi ajunge la Septuaginta. Și atunci am decis să mă aplec împreună cu un grup de, mai ales filologi clasici, de cunoscători ai limbii grecești, să mă aplec asupra Septuagintei și cum făceam parte atunci în grupul de traducători ai Bibliei de la Alexandria, cum e numit proiectul de traducere a Septuagintei în franceză, am încropit un grup de specialiști în România, la New Europe College, și timp de 10 ani am tradus împreună Septuaginta. E un proiect care numără 8 volume, peste 5.000 de pagini, notele și introducerile fiind asigurate în proporție de 70% de specialiști străini occidentali, consacrați în studiul Septuagintei, pentru că nici acum nu avem foarte mulți, dar între timp s-au format câțiva tineri, plecând din acest grup al Septuagintei, dar la începutul anilor 2000, proiectul l-am început în 1996, în solitar așa, dar după aceea am alcătuit echipa. Pe atunci specialiștii erau foarte, foarte puțini români în Vechiul Testament, versiune greacă, cum e. Înainte aș vrea totuși să vă anunț, înainte de a intra în prima parte a conferinței, să vă anunț, să vă dau o veste bună și foarte proaspătă. Ieri am primit mesaj de la editura Vremea, cunoașteți probabil colecția Mica Romă 21, a apărut volumul numărul 16 din colecție, al treilea volum semnat Iona Gârbiceanu, Pusnicul și ucenicul său, în original Pusnicul Pafnuție și ucenicul său Ilarion, este cea mai acriboasă, să spună, serioasă, științifică ediție realizată de profesorul Ilie Rad, de la Cluj, de la Universitatea din Cluj.
Nu am exemplare pentru că abia a apărut și poșta Vremea Cluj circulă cu intermitențe destule. Dar e o bucurie pentru noi toți că această colecție continuă împotriva vitregiilor și a relațiilor scurt-circuitelor așa de moment. Și tot la editura Vremea am publicat recent, cum poate știți, unei dintre dumneavoastră, o ediție, cum am numit-o mai în glumă, mai în serios, socialistă a genului greco-catolic românesc, adică foarte ieftină pentru buzunarul studenților, în primul rând. Cum știți, ediția sub formă de album costă spre 200 de lei, ediția nouă, care nu are fotografii, nu are imagini, dar are textul integral din album, costă doar 50 de lei cu reducere și puteți găsi volumul respectiv la stand. Cred că mai sunt câteva volume, dar nu o să mai stărui. Am vrut doar să amintesc aceste două titluri care sunt pe interesul tuturor celor prezenți aici, majoritatea. Voi derula deja să văd, mă pricep. În prima parte o să vă arăt câteva volume, câteva coperte. Mă repet, mă adresez în primul rând studenților pentru care am fost invitat în seara aceasta și rog foarte mult să-și impregneze retina cu aceste imagini, pentru că sunt bibliografie esențială, principală în studierea Sfintei Scripturi. Încep cu Noul Testament și conferința se va axa pe Noul Testament în principal. Poate cunoașteți deja unii dintre dumneavoastră această traducere comentată, ediție bilingvă, pe care am început-o în 2005-2006, cred. Au apărut până acum 6 volume din 7. Încerc să lucrez, să continu traducerea epistolelor, acum epistolele pauline, dar sunt deja 6 volume apărute. Aveți textul grec după ediția cea mai bună, despre care o să vă vorbesc imediat. În oglindă, această ediție are o traducere cât mai exactă cu putință și puteți verifica această traducere, cei care știți limba greacă, consultând pagina de vis-a-vis. Iar în a treia secțiune, un comentariu amplu, care nu trebuie să vă sperie, să vă complexeze, e mare pentru că încerc să explic pe înțelesul publicului larg, într-un limbaj cât mai puțin tehnic, cât mai puțin barbar, toate enigmele sau toate problemele pe care le ridică versetele din textul respectiv. De aceea comentariul e amplu, dar vă asigur, comentariul meu e modest pe lângă marile comentarii occidentale care pot depăși 1000 de pagini. Evanghelia după Matei, aici aveți Evanghelia după Marcu, iar a patra secțiune, volumele conțin și referințe la interpretările părinților bisericii. Pentru că, așa cum spuneam, meseria mea de bază e patristica. Am ajuns și biblist sau traducător al Noului Testament, plecând de la operele, de la comentariile părinților bisericii, încercând să fac să consune comentariile, operele părinților bisericii cu Sfânta Scriptură în românește. Următoarele volume sunt Luca și Ioan, toate au apărut. Luca e un volum de 750 de pagini, din nou, dar nu întâmplător, pentru că este textul cel mai amplu în greacă din cele 4 evanghelii. Voi reveni asupra fiecărui volum. Faptele Apostolilor, intenționat am pus evanghelistul Luca la autor,
pentru că, nu știu, există o reticență, nu-mi dau seama de unde vine această reticență de 100 de ani în lumea bibliștilor, să știe cine este autorul Faptelor Apostolilor. Numai aici ne ferim în spațiul ăsta românesc, ne ferim să-l numim, să spunem lucrurilor pe nume sau să numim autorul acestor fapte, care de fapt constituie a doua parte, a doua secțiune a unui text mai amplu, apologetic, scris, redactat de același autor. Deci Evanghelistul Luca, Faptele Apostolilor și Apocalipsa lui Ioan. După ce am încheiat traducerea celor patru evanghelii, insist, aveți și textul grec al celei mai bune ediții, Nestle Aland, în aceste volume. Am făcut o sinteză pe care am numit-o evangheliar. Tetraevangheliar e un nume care nu există, un substantiv care nu există. Trebuie să-i corectați pe cei care îl folosesc. Fie tetraevanghel, fie evangheliar. Bineînțeles, am optat pentru forma cea mai simplă. Nu se aude foarte bine, da? Evangheliar, în care am adunat doar cele patru evanghelii, doar traducerile și introducerile evanghelilor. Am lăsat deoparte comentariile. Altminteri ar fi ieșit un volum care ar fi depășit ușor 1000 de pagini. Septuaginta, există un pahar cu apă la... Da, vă rog mult că va fi nevoie, nu acum, dar bine că m-am dat seama. Nu neapărat apă, dacă aveți și altceva ar fi chiar mai bine, dar în fine. Da, găsiți. Cum spuneam, revin acum puțin la Septuaginta, din nou fac paranteză și îmi cer scuze în fața celor dintre dumneavoastră care cunosc aceste subiecte, care s-au aplecat asupra lor sau care au ascultat alte conferințe despre subiect pe care le-am ținut în anii anteriori, dar acum trebuie să le facem un cadou împreună tinerilor studenți din Cluj greco-catolici. Septuaginta este versiunea greacă, în limba greacă a Vechiului Testament, pe scurt, foarte pe scurt, nu există, fine, critici, nu pot exista critici la această definiție. Această traducere a fost realizată chiar de comunitatea evreiască din Egipt. Undeva în secolul al III-lea, înainte de Hristos, deci evrei veniți, există două texte, mărturii ulterioare, Aristea, sau scrisoarea a lui Aristea și Filon din Alexandria, un autor importantissim, inclusiv pentru patristica timpurie, Origen, marele Origen, vine din Filon din Alexandria. Metoda alegorică a fost introdusă în istoria creștinismului prin Filon din Alexandria, un mare filozof contemporan cu Iisus Hristos, care a influențat decisiv teologia și metoda de interpretare a Sfintei Scripturi. Filon din Alexandria ne-a dat și o mărturie, ne-a lăsat și o mărturie despre traducerea Torei, primele cinci cărți din Vechiul Testament, din ebraică în greacă, de către o comunitate de evrei bilingvi. De ce s-a făcut această traducere în Egipt? Pentru că acolo deja evreii s-asimilaseră, uitaseră limba ebraică, iar Ptolemeu avea nevoie, regele, avea nevoie și de, voia să cunoască legislația tuturor etniilor care locuiau în Egipt, inclusiv etnia iudaică. Și el a favorizat această traducere. Cum știți, la Alexandria exista și o bibliotecă faimoasă care a ars la un moment dat în vremea lui Cezar, târziu, după faptele despre care vă vorbesc acum, evenimentul traducerii. Această comunitate de evrei veniți în parte din Palestina s-au retras undeva pe o insulă, spun martorii noștri, Aristeas și Filon din Alexandria, s-au retras o vreme și au tradus împreună toate cele cinci cărți din Biblia ebraică, Tora, ceea ce cunoaștem sub denumirea de Tora.
spune unul din martori, la final, absolut toți, pentru că nu știm dacă s-au consultat, nu, fiecare separat a făcut traducerea respectivă, iar la final și-au dat seama că toți cei 70, de aici Septuaginta, pentru că au fost 70 de traducători, toți au tradus în cu același limbaj, identic, scriptura din ebraică în greacă. Poveste sau nu, asta este un moment important inclusiv pentru istoria creștinismului. Septuaginta a fost folosită, cum spuneam, ulterior cărțile celelalte din Vechiul Testament, profeții și așa mai departe, au fost traduse după secolul al II-lea înainte de Hristos. Septuaginta a fost folosită mult timp de comunitatea ebraică din Egipt, dar odată cu apariția creștinismului a fost însușită de biserică, de noua religie care a răsărit, cum bine știm, din sânul iudaismului. Și atunci comunitățile iudaice au realizat alte traduceri, dar nu insist asupra lor, Teodosion, Simachus și așa mai departe, și au respins Septuaginta, au lăsat-o creștinilor, folosiți-o voi, dragi creștini, pentru comunitatea iudaică, nu ortodoxă, creștinii erau eretici. Noi ne distanțăm de Septuaginta, vă lăsăm vouă, folosiți-o, noi facem alte traduceri mai fidele textului ebraic. Nu voi insista, sunt multe comentarii, vă recomand în schimb un text capital despre relația între iudaism și creștinism din secolul al II-lea, al lui Justin Martirul, care se numește Dialog cu Trifon, cu iudeul Trifon, în care sunt foarte multe referiri la Septuaginta și mai ales la acel pasaj din Isaia despre Fecioară. În textul masoretic e fată, dar traducătorii în Septuaginta e fecioară. Și de aici interpretarea cristologică, marianică, de fapt, pe care o dau părinții bisericii la această profeție din Isaia. Septuaginta, cum v-am spus, a apărut ultimul volum, s-a întins, apariția Septuagintei s-a întins pe un deceniu. 2001, cred, am demarat efectiv proiectul după ce eu singur am pregătit bucătăria acestui proiect și am adunat grupul și așa mai departe, timp de 10 ani de zile. Am coordonat împreună cu Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, două reputate specialiste, bibliste de data asta, dar Francisca Băltăceanu fiind și profesoară la litere limbi clasice în București. Și ele au fost primele persoane pe care le-am cooptat și am devenit un trio de coordonatori, dar colectivul a însumat pe aproape 20 de traducători, plus încă 25 de autori de note și de introduceri din trei continente, de pe trei continente, inclusiv un japonez specialist într-una din cărțile Septuagintei. Fără Septuaginta, am făcut această paranteză și pentru că m-ați rugat să ating și Vechiul Testament, Septuaginta a devenit Biblia creștinilor. Cum bine știți, această versiune a Vechiului Testament e Biblia canonică a Bisericii, a tradiției ortodoxe, ca să folosesc un termen generic, această versiune este citită și, mai important pentru noi, ca specialiști sau, în fine, cei care studiem creștinismul vechi, este Biblia părinților bisericii. Părinții bisericii cunoșteau greaca veche, citeau greaca veche și comentau Septuaginta în primul rând. Există diferențe foarte mari între Septuaginta, textul, canonul chiar și textul, multe cărți din Septuaginta și canonul textului masoretic, Bibliei ebraice. De aceea ideal, și foarte multe culturi au făcut deja de mult timp acest lucru, ideal este să avem două traduceri ale celor două cărți, Septuaginta, Vechiul Testament grec și traducerea textului masoretic. Și acest lucru se întâmplă și în România, slavă Domnului, chiar dacă
eu știu, cu întârziere de un secol sau mai bine. Septuaginta deja există. Am încheiat șantierul în 2011, cred, a apărut ultimul volum din Septuaginta, iar Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, împreună cu un grup, tot în cadrul Colegiului Noua Europa din București, acum deja au publicat 3 sau 4, nu mai știu, 3 volume din Biblia după textul masoretic. Vom avea, sper, în 5-6 ani, cele 2 traduceri făcute integral. Și această traducere e adnotată și așa trebuie să fie, pentru că sunt 2 tradiții, chiar dacă mare parte din text e comun. Dar totuși sunt 2 tradiții diferite și trebuie să dispunem de aceste traduceri. Ce vă spuneam, e cel mai recent volum apărut, Biblia după textul ebraic, e, cred, al 3-lea volum din această traducere. Acum, tot în spiritul acesta de introducere mai avansată în studiul Bibliei, vă recomand cărțile pe care vi le recomand în prima parte, în prima secțiune, sunt sugestii personale, pe criterii subiective, dar în același timp sunt cărți pe care eu însumi le consider indispensabile. Sunt instrumente care vă orientează precis în hățișul biblic sau vă însoțesc în acest demers contact cu textul cărții sacre a creștinilor. Evident că trebuie să suntem constrânși în masa de informație de astăzi să facem alegeri. Eu vă recomand câteva cărți garantate, cu valoare garantată, plecând de la personalitatea și competența autorilor. Le luați ca atare. Puteți să găsiți și alte titluri care să le completeze, dar vă asigur, dacă veți avea în bibliotecă aceste volume, e suficient să mergeți mai departe pe o cărare sigură, bine marcată, bine demarcată. O carte recent apărută, acum vreo câteva luni, Liana Lubaj, a făcut și ea parte din grupul de traducători Septuaginta, acum 10 ani, Liana Lupaș e o transfugă, acum, în fine, asta e realitatea. În 1980, cred, și 4, era cercetător la Institutul de Lingvistică în București, una din cele mai promițătoare, de fapt consacrată deja, pentru că își dăduse doctoratul, clasiciste din România. S-a urcat în avion și a plecat cu greu, a ajuns în Statele Unite, s-a instalat la New York și acolo, după o altă serie de studii, a devenit curator la importanta societate biblică americană. Cu mii de volume de traduceri, e un tezaur pentru bibliști. O să 10 vieți să petreci ca să studiezi toate manuscrisele de acolo. O specialistă reputată în traducerile Bibliei încă din epoca, eu știu, reformei, pentru că atunci, odată cu Luther, începe traducerea sistematică a Bibliei în limbile moderne. A publicat, după ce a ieșit la pensie în 2016, acest volum de la Gutenberg la internet, traduceri ale Bibliei în toate limbile pământului. E o enciclopedie, dar presărată cu anecdote și cu lucruri mai puțin știute chiar de specialiști. Am descoperit o mulțime de lucruri pe care credeam că le cunosc. Nu, sunt sub anecdote absolut minunate, fermecătoare și care îmbracă aceasta. Nu e o carte deloc aridă, e o carte spumoasă, scrisă în stil semi-hollywoodian, așa, dar de către o specialistă, o biblistă și o clasicistă eminentă. Vă recomand cu căldură, deși nu e menționată și avea
cunoștință, nu e menționată decât traducerea Septuagintei în românește. Traducerea comentată a Noului Testament a fost uitată. Nu știu de ce, va trebui să o întreb în discret, așa, într-un e-mail. Celălalt volum, Dilemele fidelității, aparține unui alt biblist dintr-o altă generație, Emanuel Consac, penticostal, directorul bibliotecii penticostale din București. Probabil numele vă este cunoscut. Cineva pe care un tânăr biblist în care am foarte mare încredere și de aceea pentru ultimele trei volume din Noul Testament tradus și comentat din seria mea, l-am rugat să facă revizuirea, să facă lectura integrală și a traducerii și a comentariului și am beneficiat de acest ajutor al lui Emanuel Consac. Dilemele fidelității e teza lui de doctorat și urmărește felul în care confesiunile au un impact asupra traducerilor. Cum faptul de a fi ortodox influențează, eu știu, traducerea în Evangheliei după Ioan, în anumiți termeni din Evanghelia după Ioan, cum faptul de a fi romano-catolic, adică racordat, updatat la modernitate, influențează stilul traducerii romano-catolice, foarte neologistic și foarte modernist, așa. De asemenea, influențele, eu știu, care provin din fondul protestant, mai ales asupra traducerii epistolelor pauline, acolo unde Pavel, cum bine știți, una din temele teologiei protestante este ducaiosune, această îndreptățire a lui Dumnezeu, îndreptățire, termen foarte, foarte greu de prins, de definit, și cum teologia, fondul protestant al traducătorului influențează în mod aproape instinctual traducerii de echivalările respective. E o mină de informație și mai ales un exemplu pentru tinerii teologi, și nu numai pentru tinerii teologi, dar mai ales pentru tineri, pentru că vouă acum vă vorbesc mai ales în seara asta, de onestitate intelectuală. Pentru că, în fond, cam asta e esența conferinței, onestitatea intelectuală. Cum abordăm? Intrăm în instrumentele de bază. Până acum, eu știu, am circumcis oarecum domeniul, v-am furnizat câteva volume care să vă însoțească, să vă îndrume spre miez. Vorbesc doar de Noul Testament în seara asta, repet, Vechiul Testament vă recomand Septuaginta, traducerea comentată cu introducerea, acolo veți găsi edițiile cele mai bune, acum se lucrează la o nouă ediție a Septuagintei, a textului grec, dar ar fi prea mult, ar presupune un șir de conferințe să vorbim despre ambele proiecte. Mă voi rezuma cu această paranteză despre Septuaginta la Noul Testament. Dar de ce am ținut să vorbesc despre Septuaginta? Pentru că textele din Noul Testament sunt influențate de Septuaginta. Pavel, de pildă, sau Matei e plin de citate din Vechiul Testament, Pavel la fel citează din Vechiul Testament, dar nu citează din versiunea masoretică, textul ebraic. Citează textul grec din Septuaginta, deși erau evrei și cunoșteau ebraica. Pentru că era greaca koine, se numește greaca în care a fost redactat Noul Testament, era engleza epocii, mai ales în acel spațiu cultural, inclusiv Palestina, dar Egipt, după cuceririle lui Alexandru Macedon, toată zona aceea a devenit elenofonă. Vorbesc de elita culturală. Elita culturală și administrativă cunoștea greaca. Și atunci Pavel citează în epistole, sunt câteva excepții, dar în principal dă citatele după versiunea Vechiului Testament în greacă, Septuaginta. Aici aveți Noul Testament, ediția cea mai bună, făcută de doi savanți germani, Alan și Nestle,
se numește Nestle Aland, dar de fapt Aland este cel mai important. Alt transfug, biblist, de data asta din RDG în RFG, i s-au făcut atâtea mizerii în RDG, încât s-a supărat, a emigrat în Berlinul, a fugit în Berlinul de vest și drept răzbunare a întemeiat cel mai important institut de studiere a manuscriselor Noului Testament. Pentru că Noul Testament n-a fost tipărit în secolul I după Hristos. Nu era tiparniț, a fost scris de mână. Nu avem, din păcate, sau așa, nu avem nici o epistolă paulină semnată de mâna apostolului Pavel. Nu avem nicio evanghelie a lui Matei, după Matei, semnată de evanghelistul Matei și așa mai departe. Avem manuscrise destul de târzii, cel mai vechi manuscris e un fragment P58, un fragmentel din Evanghelia după Ioan, dar care datează abia din secolul al II-lea. Acest cuplu extraordinar de savanți, care se bazează pe truda generațiilor anterioare, despre care o să amintesc imediat, a colaționat, ăsta este un termen tehnic, dar nu e complicat și nu e greu de înțeles, a comparat, a colaționat o mulțime de manuscrise pe care le-a categorisit, pentru că nu toate manuscrisele vechi au aceeași importanță și aceeași valoare. Pot exista manuscrise mai târzii, dar care să fie mai fidele textului primordial decât un manuscris de secol VI. Depinde de traseul pe care manuscrisul respectiv a circulat. Ei bine, acești oameni au colaționat sute de manuscrise pe care le-au adunat cu o migală și cu o răbdare uluitoare și în urma colaționării acestor manuscrise au produs această ediție. Prima, cred că a apărut în 1979, n-am verificat, dar cam pe acolo, oricum la sfârșitul anilor 70. Asta este recentă, recentisimă și după ea am lucrat și ultimele volume din seria Noul Testament pe care o fac, în 28. Cred că i-a apărut în 2012. Nu sunt diferențe foarte notabile la nivelul textului Evangheliilor, de pildă, față de 28 și 27. Sunt câteva diferențe și completări, mai ales în corpusul paulinic și epistolar. E instrumentul de bază. Asta e Noul Testament scris în greacă, nu într-o altă limbă, în greacă koine, și acest text, această ediție, Nestle Aland, are la subsol o mulțime de note care înseamnă variantele de text, pentru că, așa cum spuneam, manuscrisele diferă de la o tradiție la alta, de la o comunitate la alta, de la o zonă culturală la alta. Cineva a numărat la un moment dat, tot un savant din ăsta acribos, care în loc să urmărească Premier League, numără manuscrisele și variantele, sâmbătă seara sau duminica, a ajuns la concluzia că sunt aproape 300.000 de variante de text. Ceea ce nu înseamnă 300.000 de versete diferite între manuscrise. Sunt mici diferențe de literă, de accent, de așa. Unele sunt foarte importante și am să mă refer la ele. Dar 300.000 totuși e un număr care ne intrigă, care ne intrigă. Dar lucrul ăsta nu trebuie să ne tulbure. Ne intrigă, dar nu ne tulbură, pentru că aceste variante nu au un impact teologic la nivel dogmatic asupra tradiției creștine. Ele pot fi și trebuie să se explică prin această varietate a tradițiilor manuscrise. Un alt instrument, din nou mă refer la, mă privesc către grupul studenților, un instrument indispensabil, în paralel cu ediția pe care a făcut-o cu Nestle,
Kurt Aland a produs și această sinopsă a celor patru evanghelii, v-am dat textul în latină, dar există și versiuni în engleză, probabil că și în franceză, eu am această versiune și vă garantez, pentru un traducător, dar nu numai, pentru un specialist în Noul Testament, dar chiar și pentru un student care vrea să câștige timp, e foarte utilă această sinopsă. Altminteri, un neamț nu-și pierdea 20 de ani, nu consacra 20 de ani din viață unei cărți, realizării unei cărți. El pune toate cele patru evanghelii pe patru coloane. Vă amintiți de hexapla lui Origen. Prima Biblie pe șase coloane, șase versiuni, realizată de Origen, marele teolog alexandrin, la începutul secolului al III-lea. Cam așa face, plecând, luând ca model întreprinderea lui Origen, așa procedează și Kurt Aland. Pune pe patru coloane textele celor patru evanghelii, sinopsă ce înseamnă? Sinopsis înseamnă privire în același timp, simultană. Și în așa fel încât noi, cei interesați de diferențele și punctele comune dintre evanghelii, avem pe o pagină totul. Putem citi acolo unde e alb, e clar, lipsește fragmentul respectiv din Evanghelia după Ioan. Unde pagina e plină, acolo concordă. Există diferențe, bineînțeles, de limbaj, lingvistice, alte formulări, dar conținutul evangheliilor este același și este identic și asta ne ajută în înțelegerea în simultaneitate. În același timp, nu face economie niciodată Aland de trudă și de competență, a căutat toate pasajele evanghelice la părinții bisericii, pentru că uneori găsim variante de text din Noul Testament citate la părinții bisericii, care nu apar în manuscrisele transmise de antichitate. Și atunci el le scoate din opera părinților bisericii și le pune în notă sau pe margine, în așa fel încât avem nu doar o sinopsă a celor patru evanghelii, ci și varianta pe care o întâlnim, una nouă, inedită, la părinții bisericii. La fel și în textele apocrife, cum vedeți că îi spune titlul sinopsei. Cam așa arată o sinopsă, m-am fotocopiat sau așa fotografiat o pagină din sinopsa lui Aland ca să vedeți cum funcționează. Vedeți, la subsol sunt variantele din operele părinților bisericii. Cel mai important dicționar din Biblia greacă Koinea Noului Testament are particularitățile ei și lexicale și gramaticale, sintactice și așa mai departe. Într-un fel scrie Marcu, dar nu voi insista asupra lucrurilor. Cu totul altfel Luca, cu totul altfel Matei, care e impregnat de ebraisme și așa mai departe. Fiecare evanghelist și fiecare autor, nu mai vorbesc de Pavel. Intri, vorba Franciscai Bălteceanu, intri în paradis ca să-l traduci, după ce traduci o pagină din Sfântul Pavel, intri în paradis chiar dacă mănânci carne în Vinerea Mare. Așa. Și sunt aceste diferențe, acest stil, există un stil specific Noului Testament și autorii nu erau hipercultivați, nu erau trecuți prin școli înaltele școli de retorică ale păgânismului și așa mai departe. Și atunci era nevoie de un dicționar pentru ajută. Evident, putem să găsim în celebru Bai, cel de 7 kilograme, dicționarul grec-latin sau în celălalt englez, grec-francez, să găsim sensurile, dar e mult mai ușor, lesne, pentru studenți, pentru teologi care sunt interesați de originalul Noului Testament, să apeleze la acest dicționar grec-francez al Noului Testament, pe care l-au redactat Maurice Carré și François Morel, și care a fost tradus în românește. Din păcate nu am aici ediția exactă, îl folosesc pe asta, dar știu că e o traducere bună, destul de prin 90, cred, publicată la Institutul Biblic și o ediție pe care vă recomand.
a acestui dicționar, dar e un instrument indispensabil. Pe lângă ediția Aland, cu acest dicționar intrați foarte repede în lectura Noului Testament. Încă un instrument mai puțin cunoscut, dar foarte, foarte util și pentru cei care predică, și pentru cei care sunt interesați de variantele textului. Cum spuneam, cei obsedați de onestitatea intelectuală, mai ales în raport cu textul biblic. Tocmai pentru că e text biblic, nu avem voie să-l manipulăm cum vrem noi, să-l interpretăm după, eu știu, gărgăunii noștri, după confesiunile sau, în fine, opțiunile noastre personale. Nu, trebuie onestitatea să fie maximă în această privință. Există acest comentariu textual al Noului Testament, scris, redactat de un alt mare, enorm, e un personaj legendar, Metzger, Bruce Metzger, publicat pentru prima dată în 90, cred. Aici aveți ediția 94 pe care o folosesc și eu. Mă ajută foarte mult la notele filologice acest, pentru că el ia toate pasajele dificile, disputate, unde există lecțiuni diferite și le numerotează. Versiunile respective primesc câte o notă, câte un asterix. Și nu numai, există un sistem de notație care este versiunea mai fiabilă decât celelalte. Și atunci te orientează istoric și în această, eu știu, pădure de manuscrise, avem niște repere mai sigure. Absolut toate pasajele dificile din Noul Testament sunt discutate și notate, așa, foarte iezuitic de Metzger în acest comentariu textual. Cele mai vechi, am spus că Noul Testament, și mă refer doar la Noul Testament, n-a fost tipărit la nicio editură din Ierusalim sau din Alexandria, ne-a fost transmis prin manuscrise. Manuscrisele au diferiți autori, vin pe diferite trasee până la noi. Primele ediții tipărite apar odată cu Reforma, cum bine știți, voi atinge câteva aspecte ale acestei tradiții științifice, deja abordarea științifică a textului Noului Testament. Dar avem trei nestemate, sunt cele mai vechi. Canonul e o discuție pe care o evit, dar o amintesc doar. Canonul e o temă foarte importantă, formarea canonului. Cum bine știm, lista apare abia la începutul secolului al IV-lea. Până atunci, textele care alcătuiesc acum Noul Testament au circulat separat. Abia odată cu secolul al IV-lea apar primele liste canonice și apare un conținut oficial, ca să zic așa, al Noului Testament. Abia în secolul al IV-lea, din momentul redactării textelor, secolul I, majoritatea, și până în secolul al IV-lea, aceste texte au circulat în manuscrise disparate. Și canonul a evoluat. Există o listă a lui Muratori din secolul al II-lea, care cuprinde, eu știu, păstorul lui Hermas. Apocalipsa nu face parte din canonul din secolul al II-lea. Nici și Evanghelia după Ioan a avut probleme de intrare în canon. O să revin asupra problemei. Canonul e foarte important și de aceea nu avem manuscrise complete ale Bibliei decât începând cu secolul al IV-lea. De aceea am amintit și tema configurării canonului, instituirii unui canon scriptură. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus sunt cele mai importante manuscrise ale Bibliei și cele mai vechi. Ele ne transmit aproape integral, din unele lipsesc cărți, dar sunt cele mai vechi manuscrise, insist asupra termenului, manuscrise ale Bibliei, care transmit atât Vechiul cât și Noul Testament. Codex Vaticanus se numește așa pentru că se păstrează în Biblioteca Apostolică Vaticană. E un codex care datează din secolul al IV-lea, chiar prima jumătate a secolului al IV-lea. Unii au presupus că ar fi vorba despre unul din cele 50 de exemplare pe care împăratul Constantin
l-ar fi comandat lui Eusebiu din Cezarea, cum știți, erau prieteni foarte buni. Nu așa stau lucrurile, dar nu intru în dezbaterea asta. Pentru studenți, pentru voi, am vrut doar să amintesc aceste nume. Mai există și alte manuscrise, dar astea sunt manuscrisele biblice cele mai vechi și cele mai complete, aproape complete, toate, ale Bibliei. Și de la aceste trei manuscrise pleacă și edițiile noastre moderne. Sinaiticul se numește așa pentru că a fost descoperit într-o mănăstire de Sinai, din Sinai, de către un mare specialist în manuscrise, Tischendorf, care a realizat și prima ediție a Evangheliilor Apocrife, și el are o relatare cum a descoperit acest manuscris în bucătăria mănăstirii respective, s-a prindea focul cu foile acestui tezaur. Manuscrisul a fost împărțit în patru și se află acum, Vaticanus e la Vatican, Sinaiticul și Alexandrinus sunt la British Library. Și ca să vedeți care e diferența între, eu știu, viziunea culturală occidentală și cea de aici balcanică, un manuscris, la un moment dat, prietenul Conțac a avut nevoie de nu știu câte pile ca să ajungă cu mare greu să vadă 10 minute un manuscris târziu, din secolul al XIV-lea, de la o bibliotecă, nu o citez acum ca să nu-i atrag din nou trăznete și tunete, așa, dar foarte, foarte greu și cu multe intervenții a obținut acest privilegiu, deși nu studiază nimeni acest manuscris în acea bibliotecă de provincie, dar îl ține acolo sub lacăt, sub așa, cu alarme, și nu-l fotocopiază, da, bun național. În vreme ce Alexandrinus și Sinaiticus, oricine intră, fără nimic, piesă de identitate sau așa, în British Library, îl poate vedea aceste manuscrise în vitrine, pur și simplu, la intrare. Oricine poate să le vadă, vă recomand o vizită specială, dar mai mult decât atât, a fost pus integral unul dintre manuscrise pe internet. Dacă doriți să vedeți cum arăta un manuscris în unciale din secolul al IV-lea, intrați pe internet și British Library vă pune la dispoziție acest lucru care, eu știu, pentru o instituție din România, nu știu, ar echivala cu ceva pușcărie de 20 de ani, să vezi un manuscris. În loc să ți-l pună la dispoziție, ți-l ascund. Codex Alexandrinus se numește așa pentru că se pare că a fost redactat în zona Alexandriei. E ceva mai recent, datează din secolul V, Sinaiticus tot din secolul IV, aproape contemporan cu Vaticanus, și codexul ăsta Alexandrinus a ajuns tot la British Library, face parte din colecția personală a familiei regale engleze, a fost dăruit de Lucaris, de patriarhul ortodox, în secolul al XVI-lea, care patriarh era supărat pe iezuiții din Est, din țările Europei de Est, și atunci a făcut un fel de înțelegere teologică tacită cu protestanții din Anglia și a întărit această înțelegere dăruind acest manuscris extraordinar familiei regale engleze, și așa a ajuns manuscrisul, slavă Domnului că l-a dăruit Angliei. O parte din Sinaiticus e în Rusia. Atenție, foarte greu de ajuns acolo, mult mai greu decât... A fost împărțit în patru manuscrisul descoperit de Tischendorf, și o parte a ajuns, da, pentru că misiunea lui a fost plătită și de țarul Rusiei. Și atunci o parte din manuscris, pentru că aceste manuscrise erau imense, erau uriașe, 800 de pagini, cred, de file, și atunci o parte din acest manuscris valoros a ajuns la Sankt Petersburg și așa a intrat în tezaurul rusesc. Primele ediții științifice au apărut, cum spuneam, odată cu reforma, ceea ce numim reformă. Prima, îi aparține celebrului Erasmus,
foarte, foarte bun elenist, excepțional elenist Erasmus, nu doar latinist. Până atunci trebuie să menționez, mai ales pentru studenți, versiunea occidentală, bisericii occidentale, era Vulgata. Traducerea făcută de Ieronim, secolul al IV-lea, secolul al V-lea, în latină. Vulgata, Biblia în latină, a devenit un fel de Biblie oficială a creștinismului occidental. Nu erau acceptate și nu se practica lectura în original a Noului Testament. Noul Testament a fost scris în greacă, dar studenții medievali, teologii medievali, citeau totul în latină, după versiunea Vulgatei. Erasmus a fost tot... Cucerirea Constantinopolului a avut un aport, emigrarea elitei bizantine, știutori, oameni știutori de greacă spre Occident și care au adus după ei celebrul Visarion, Besarione, care a ajuns și cardinal, el fiind ortodox, preot ortodox, așa. Cu toții au adus și manuscrise ale Bibliei în greacă, în Occident. De aceea prima școală de limbă greacă veche în Italia, în Europa, a apărut la Florența. Și de aici Renașterea. Și Renașterea, care are drept soclu, temelie, reactivarea fondului antic, culturii antice, păgâne. Încheiat paranteză, ne întoarcem la Erasmus. Erasmus face parte din această generație de umaniști care învață greaca veche. E o noutate pentru cultura europeană și el, pe baza a 7 manuscrise care se aflau la Basel, era un cărturar itinerant, așa, ba în Anglia, ba în Franța, ba în țările de jos și așa mai departe, la Basel în 1519 a pregătit pe baza a 7 manuscrise aflate atunci acolo o ediție, prima care este socotită, prima ediție științifică a Noului Testament în greacă. De aceea am făcut paranteza cu Vulgata și traducerea latină. Ulterior, el a publicat 4 ediții pe care le-a ameliorat pe măsură ce a mai descoperit manuscrise și a făcut comparații între manuscrise, le-a colaționat. Luther a făcut traducerea lui celebră în germană după a 2-a ediție întocmită de Erasmus. Luther era foarte bun prieten și cu un alt bun cunoscător al limbii grecești, Melanchthon. Erau și concidadini și au conlucrat la această traducere și Melanchthon l-a sfătuit adesea pentru lecțiuni. Următoarea ediție foarte importantă îi aparține lui Robert Etienne, numele latinizat Robertus Stephanus, care e un editor, l-a editat și pe Platon, la el, la ediția lui din Platon ne referim tot timpul, acele cifre urmate de BC, așa, îi aparțin și lui. Era un fel de maniac, lingvist, contabil, cum îi spun, o să vedeți de ce. A făcut foarte, foarte multe ediții și datorăm 1550 a marcat anul ediției regia regală, pentru că a fost una din cele mai frumoase ediții, format mare. El a publicat o ediție a Noului Testament anterioară și superioară calitativ celei făcute de Erasmus, dar această ediție regia era și din punct de vedere tipografic un monument. De aceea am și notat-o acolo, el folosind, cum vedeți, spre deosebire de Erasmus, 15 manuscrise, o gamă mult mai largă. Și tot el, în 1551, ne-a împărțit Biblia, Noul Testament, în versete. În capitole fusese împărțită încă din secolul al XIII-lea, dar lui Stephanus, acest Robert Etienne, latinizat Stephanus, îi aparține împărțirea pe versete și avem un document foarte comic, așa, o scrisoare trimisă de fiul lui Stephanus, în care povestește că tata a făcut împărțirea Bibliei, Noului Testament, în versete. V-am dat acolo exact, inter equitando,
călătorind pe cal, pe cal, zdruncinat de, pe cal, de la Paris la Lyon, și mulți filologi au interpretat lucrul ăsta, că la fiecare hurducătură a calului mai punea câte o bară și mai ieșea câte un verset. Cam asta a fost interpretarea până acum. Traducerea cea mai plauzibilă ar fi că de aceea sunt, traducerea cea mai plauzibilă ar fi că acest inter equitando, că își făcea împărțirea în versete atunci când se oprea la hanul, la unul, pentru că distanța e destul de lungă, pentru epoca respectivă era destul de lungă, și când mai făcea câte o pauză, eu știu, de masă pe câmp, în mijlocul livezilor sau la hanuri, atunci lucra la împărțirea în versete. Și v-am mai dat acolo o anecdotă semnificativă, după mine, Ioan 35, cred că am și publicat la un moment dat pe Facebook lucrul ăsta, e cel mai scurt verset din Noul Testament. După ediția, după împărțirea lui Stefanus, Iisus plângea. În română sunt doar două cuvinte, în greacă e decrasen ho Iisus, dar ho e un pronume, cum știți, adică sunt trei cuvințele. E la sfârșitul episodului lui Lazar, când Iisus află de moartea bunului lui prieten. Ăsta este cel mai scurt verset din Noul Testament, după împărțirea lui Stefanus. Următorul foarte mare, important biblist, specialist în Noul Testament, este succesorul lui Calvin la Geneva, Beza, și el a folosit un codex foarte important din secolul al V-lea al Noului Testament, unul dintre cele mai importante, Codex Beze, care se numește așa, dacă veți auzi acest nume. Numele codexului vine de la acest cercetător care l-a și păstrat, l-a salvat de la Lyon când cetatea a fost asediată, și l-a transferat la Cambridge, dacă nu mă înșel, acum acest codex foarte important pentru stabilirea textului Noului Testament se află la Cambridge, datorită lui Beza. Acum, foarte pe scurt, Evanghelia după Matei, o să reduc la maxim. Sunt cele patru evanghelii, sunt ghidate de intenții diferite teologice și ca să spun așa, fiecare are personalitatea ei. Matei e destinată unui public provenit din iudei. A și fost numită Evanghelia iudeilor. Stilul este impregnat de iudaisme, dar asta nu înseamnă că, și există o tradiție care spune că la origine această Evanghelie după Matei ar fi fost redactată chiar în ebraică. Nu e neapărat nevoie să presupunem un text original în ebraică pentru a înțelege, pentru a justifica iudaismele din, eu știu, cuvintele, calculele după ebraică din Evanghelia după Matei. Pur și simplu era un autor iudeu, bineînțeles, credincios, fost credincios iudeu, care vorbea o greacă înțesată de iudaisme. Vedem acest fenomen, îl vedem foarte ușor la persoanele, eu știu, bilingve, care locuiesc într-o altă țară și care folosesc asemenea calculi fără voia lor. La fel s-a întâmplat, cred, și în cazul Evangheliei după Matei. E numită Evanghelia iudaizantă, Iisus apare ca un rabin care predică, este Evanghelia celor cinci mari discursuri. Cred că le-am enumerat aici în ultima parte a textului. Cinci mari discursuri rostește, practic, Evanghelia după Matei. E un mega discurs al lui Iisus, de aceea a fost și denumită Evanghelia catehetică. Foarte multe citate, 14 citate din Vechiul Testament, cu referire la profeți,
pentru că intenția lui teologică este să le arate iudeilor, credincioșilor iudei, din comunitatea respectivă, că mesajul Evangheliei concordă sau împlinește mesajul Vechiului Testament și mai ales, cu precădere, mesajul profeților din Vechiul Testament. Există o ipoteză și mă raliez, trebuie să spun că nu e doar foarte interesantă, dar chiar justificată, cum că Evanghelia după Matei, care e compusă destul de târziu, oricum după deceniul 7, e o replică pe care un membru al unei comunități iudaice îl dă epistolelor pauline și activității pauline în general. Cum știți, Pavel a dus Evanghelia, mesajul Evangheliei, l-a deschis către păgâni. Această teorie, la care subscriu în bună măsură, spune că Evanghelia după Matei a vrut să echilibreze acest curent petrin în sensul reiudaizării sau amintirii faptului că Iisus a fost în primul rând un profet sau al iudaismului iudeu și că păgânismul, difuzarea Evangheliei spre păgâni, pe care o începuse deja Pavel cu misiunea lui, trebuie un pic corectată. Pavel e adus, eu știu, corectat de către autorul Evangheliei după Matei. Al doilea, Evanghelia după Marcu e cenușăreasa Evangheliilor, a fost considerată de tradiția patristică foarte multă vreme ca fiind un fel de rezumat al lui Matei, de aceea nu avem comentarii. Părinții bisericii au considerat că atâta vreme cât l-au comentat pe Matei, nu trebuie să-l mai comenteze și pe Marcu. Cum bine știm, sunt intenții diferite. Marcu se adresează creștinilor proveniți dintre păgâni, dar creștinii de rând. Și, ne spune tradiția, conform după notițele pe care și le-a luat, stând în preajma apostolului Petru. Deci e o evanghelie petrină, dacă vreți să o numim așa. Are un stil frust și adesea obscur, aproape bolovănos așa, dar foarte energic, un stil foarte energic. Relația dintre Iisus și ucenici e uneori contondentă, foarte tensionată. De foarte multe ori Iisus îi apostrofează și le spune: dacă nu vreți să mă urmați, plecați. Dacă nu puteți îndeplini ceea ce vă cer, plecați. Dacă nu puteți face sacrificiile astea, plecați. Dacă nu vă convine, plecați. Și mai departe, sunt foarte multe momente de tensiune. E o evanghelie foarte autentică, de o autenticitate extraordinară și de aceea e considerată de savanți pe bună dreptate, deci drept cea mai fidelă învățăturii lui Iisus. E și cea mai scurtă de altminteri. Și a fost numită, din nou justificat, Evanghelia tragică. De ce? Pentru că Evanghelia lui Marcu se termină odată cu răstignirea. Nu există înviere. În manuscrisele cele mai bune, manuscrisele mai noi, un copist probabil șocat de faptul că Evanghelie creștină se termină cu Golgota, nu cu învierea, a adăugat pasajul final, pentru că acum în edițiile noastre și Evanghelia lui Marcu se termină tot cu învierea. Dar acest pasaj final, sfârșitul Evangheliei după Marcu, e fabricat de acest copist în secolul al II-lea, abia târziu avem manuscrise cu textul complet, după Evanghelia după Luca. Adică regăsim acolo formule din Luca, preluate și atașate Evangheliei după Marcu. Acum, Evanghelia după Luca e cea mai, cum știți, Luca este cel mai școlit, considerat cel mai școlit evanghelist. El scrie prima mare apologie a creștinismului, adresată elitei Imperiului Roman. Pentru a justifica valabilitatea doctrinei creștine, cum bine știți, și păgânii și Imperiul Roman, dintr-un anumit motiv, pentru că biserica, comunitatea creștină era considerată ca fiind o comunitate anarhistă.
mesajul inițial al creștinismului era unul de tip eschatologic apocaliptic. Iminența sfârșitului lumii era o realitate pentru ei, în asta credeau cu tărie, și atunci dacă mâine se termină, vine sfârșitul lumii și a doua venire a lui Iisus Hristos, la ce bun familia, la ce bun perpetuarea speciei, la ce bun supunerea față de autorități, autoritățile politice și așa mai departe. Deci era perceput de elita imperiului, de oamenii politici, elita politică a imperiului, drept o comunitate de sabotori sociali. De aici persecuțiile, justificarea persecuției. De partea cealaltă, iudeii, evreii, considerau pe creștini drept eretici, încă un stigmat pe capul lor. Luca răspunde primei categorii de acuzatori, adică elitei imperiului. Și el răspunde în două etape, în două părți, în două cărți. În Evanghelia după Luca și în Faptele Apostolilor. Da? Faptele Apostolilor trebuie considerată a doua parte a Evangheliei după Luca, exact după modelul biosului păgân. Mă refer, de pildă, la Iamblicos, chiar dacă e mai târziu, dar care vine, în fine, dintr-o tradiție mai veche, de Vita Pitagoreica, despre viața pitagoreică. Prima parte a lui, a acestei biografii e consacrată lui Pitagora, întemeietorul sectei, școlii pitagoreice, a doua parte, discipolilor celor mai importanți a lui Pitagora. La fel și Luca procedează, adică în prima, în Evanghelie, descrie viața și faptele, învățătura lui Iisus Hristos, întemeietorul bisericii, întemeietorul creștinismului. În partea a doua, ceea ce numim noi Faptele Apostolilor, descrie faptele și învățăturile celor mai importanți apostoli. Petru, până la un moment dat, până în la capitolul 12, dacă mi-aduc bine aminte, și după aceea Pavel, misiunea lui Pavel printre păgâni. Luca are un stil foarte prețios, se spune și se spune fals. Se crede că Luca are un stil foarte îngrijit, pentru că el era școlit, se pare că făcuse studii, în fine, poate de medicină, dar oricum nu era scriitor. Asta e clar și orice scriitor profesionist își poate da seama, pentru că e prea scriitor. De aceea nu era un scriitor profesionist. Vrea să pară foarte scriitor, are un stil extrem, extrem de bombastic. Cine cunoaște greaca veche își poate da seama, plin de neologisme și de termeni extrem de prețioși. Pentru el, în primul rând, pentru că se adresează elitei culturale și politice a Imperiului, și în al doilea rând, pentru a sublinia faptul că mesajul evanghelic, subiectul despre care scrie, e foarte important, foarte prețios. Și de aceea trebuie să folosească un stil foarte prețios. De aici și dificultatea de a traduce. Are fraze foarte, foarte lungi, foarte alambicate, dar nu foarte bine îngrijite, după regulile gramaticii grecești clasice, ca să zic așa. Și tot Luca, dar ăsta e un alt subiect la care lucrez acum, inventează ceea ce se va numi ulterior teologie politică. Pentru că el racordează, singurul dintre evangheliști, ceilalți au o viziune antipolitică a creștinismului. Mesajul lui Iisus nu are, fiind apocaliptic, fiind eschatologic, nu are nicio legătură cu statul ca atare, cu imperiul, cu instituțiile mundusului seculare. Nu, Luca, vrând să împace cele două, biserica și statul, implicit inventează teologia politică a creștinismului creștină. Evanghelia după Ioan e cea spirituală, așa o numește Pneumaticon, Evanghelion Pneumaticon o numește Clement din Alexandria, dar ea apare menționată abia odată cu Irineu. De pildă, Justin, care scrie o apologie a creștinismului, tot așa, polemizând cu păgânii, nu o citează și de pe poziții filozofice. Era, cum să spun, bibliografie obligatorie Evanghelia după Ioan pentru cineva care polemizează
la în registru filozofic cu păgânii. Pentru că nu știm foarte bine cum începe Evanghelia după Ioan. La început a fost Logosul. Or, Logosul este elementul comun, principal, din polemica păgânism-creștinism. A fost în primul rând considerată ca fiind un text discutabil sau suspect chiar de linia ortodoxă în sensul etimologic, drept credincioasă, pentru că și primele comentarii ale Evangheliei după Ioan aparțin gnosticilor, unor eretici. Ei n-au transmis primele comentarii, ei n-au transmis primele mărturii ale lui Ioan. De aceea a intrat destul de greu în canon. Spre deosebire de Evanghelia după Marcu, care am văzut e numită Evanghelia tragică, Evanghelia după Ioan este Evanghelia slavei. Totul e lumină, totul e transfigurare. Nu există, dacă acolo nu există înviere, și aici puteți verifica, chiar vă rog să citiți, am insistat în comentariu, pentru că se trece peste acest element care e esențial, nu există în Evanghelia după Marcu, nu există răstignire. Urcarea pe crucea lui Iisus e urcarea în slava Domnului. Nu există tristețe, nu există lacrimi, nu există suferință, nu există chin, așa cum există la Marcu. Într-un fel, sunt evanghelii complementare. Și e autorul Evangheliei rectifică mai multe date furnizate de sinoptice. Celelalte trei evanghelii, mă adresez acum în primul rând studenților, se numesc sinoptice pentru că nu pot fi puse conținutul lor, poate fi pus pe coloane și concordă informațiile de la una la cealaltă. Ioan ne oferă un cu totul alt scenariu față de celelalte evanghelii. Una din intențiile autorului, oricum este cea mai târzie, în anii 90 probabil redactată, și e străbătută de ceea ce bibliștii numesc o înaltă cristologie. Că suntem la un cu totul alt nivel teologic odată cu Evanghelia după Ioan. El corectează în același timp unele date furnizate de evangheliile sinoptice, cum spuneam, dar cel mai interesant element e această umbrire a personajului principal lui Petru. Exista un curent, dovadă că exista un curent majoritar, care era majoritar petrin, care pleca din figura și care avea în centru figura exemplară a moștenitorului lăsat de Iisus Hristos, Petru, dar existau comunități, existau direcții, așa, care erau critice față de acest curent petrin. Și aici ne dăm seama foarte bine, eu vă rezum o carte extraordinară a lui Brown, un teolog, cel mai bun specialist probabil în Evanghelia după Ioan, care pune în relație Evanghelia și corpusul Ioanei cu diferite secte gnostice și arată cum autorul Evangheliei s-a desprins încetul cu încetul de deviațiile gnostice, lăsându-le deoparte. Dar există și puncte comune, clare. Figura lui Petru, cum spuneam, e criticată, dar cu respect. De pildă, gândiți-vă, Petru, numai la Ioan, Petru este cel de-al doilea chemat. Andrei este primul chemat, de unde și sloganul bine știut. Andrei e primul, Petru este al doilea, Petru e prezentat lui Iisus de către Andrei. Alt moment, ucenicul cel iubit intră în casa lui Caiafa, Petru rămâne afară cu slujile. Tot Petru e chemat de Maria Magdalena la mormântul gol, el ajunge al doilea la mormânt, primul care ajunge și vede că mormântul e gol, dar rămâne afară, e ucenicul cel iubit. Doar că l-așteaptă pe Petru și Petru intră primul. Sunt tot felul de aluzii, ca să spun așa, critice, de împunsături la adresa petrină, dar cu respect. Și numai în Evanghelia după Ioan. Bun. Acum,
Nu știu ce să fac, pentru că deja am depășit o oră, cred, nu? E mai bine. E 8 fără 10 și am început la 6 jumătate. Iarăși nu o să-l întreg pe Fidel Castro, da. Știți că aveam o glumă mai înainte, că nu mă pot opri din vorbit, dar nu o să-l întreg niciodată pe Fidel Castro, care a vorbit la un moment dat 7 ore și un sfert. Da, noroc de un anumit context. Acum trec mai departe. Am pregătit un grupaj de texte extrase de texte, în fine, problematice, care ridică probleme pentru studenți, mai ales am pregătit diferite tipuri de probleme. Primul rând, Tatăl nostru pregătisem. Cunoașteți, ați vrea să vorbesc pe scurt despre cele două versiuni din Tatăl nostru și poate după aceea o să sar direct la Luca și cu asta o să închei, o să las deoparte celelalte pentru următoarele 3 conferințe, că acum trebuie să sacrific 3 sferturi. Abia am ajuns la, da, nici la jumătate. Așa, există ca să concretizez oarecum discursul, această prezentare sinoptică a Evangheliilor. Ați văzut, sunt diferențe între Evanghelii, dar care se justifică prin intenția, nu sunt contradicții între evangheliști, ci fiecare evanghelist, autorul fiecare evanghelie are o anumită intenție teologică. Și atunci un anumit se adresează unui anumit public. Evident că altfel te adresezi unui public care cunoaște tradiția iudaică, așa cum procedează Matei, și atunci evanghelia lui e catehetică, plină de discursuri și plină de citate, de aluzii la Vechiul Testament, pentru că te adresezi unui public care cunoaște Vechiul Testament. Altfel procedează Marcu, altfel procedează Luca, nu? Care se adresează unui public păgân, care nu cunoaște Vechiul Testament. Și atunci ei să pliază pe cultura și pe mentalitatea publicului. Și acum o să vă dau un exemplu concret, Tatăl nostru. Există două manuscrisele, cele mai bune, ne oferă două versiuni ale rugăciunii domnești, Tatăl nostru, în Matei și în Luca. Versiunea din Matei este mai lungă cu 2 versete decât cea din Luca și are și termeni diferiți. Acolo sunt 7 cereri la Matei, la Luca sunt doar 5. Aici am trecut direct la Luca sau m-am grăbit eu, nu știu. Marcu secret aici oricum o să... Da, nu. Cred că trebuie să dau... Da, ai, nu, așa, trecusem eu prea repede. Matei 6, 9, 13. Nu vă mai citesc acum... Știți care e versiunea, în fine, oficială, pe care o știm cu toții? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele sau de o ființă, nu știu, asta n-am înțeles niciodată ce înseamnă de o ființă, dar să spunem, știu de unde vine, e un calc, dar dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, cam asta e versiunea, nu, pe care o știm cu toții. Versiunea asta nu e nicăieri în Noul Testament. Ăla în greacă scris, o fi într-o versiune așa, există explicații de contaminări, bineînțeles că pleacă de undeva această versiune, dar în manuscrisele cele mai bune și în ediția Nestle Aland, cea mai bună ediție, cele mai bune manuscrise, această versiune nu există. Există această versiune în Matei, pe care vă traduc acum rapid, n-am avut timp să copiez. Tatăl nostru care din ceruri, care ești trebuie pus între croce, cel din ceruri, sfințească-se numele tău, facă-se vie împărăția ta, facă-se voia ta cum în cer și pe pământ, ton arton hemon, ton epiusion, aici e o problemă, pâinea noastră epiusion, deocamdată îl las așa pe epiusion, pe toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă, lasă deoparte, afes asta înseamnă, lăsa deoparte, uite, lasă deoparte, iartă, nouă,
ta ofeilemata, datorie, nu e nicio greșeală acolo la Matei, sunt datoriile noastre, așa cum se spune Tatăl nostru în toate limbile occidentale, sunt datoriile noastre, cum și noi am iertat, acolo e un trecut, am iertat datornicilor, ăsta e termenul, datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ne duce, nu ne lăsa. Verbul e aduce. Exact ăsta e verbul folosit de Matei și noi nu avem cum să-l corectăm pe autorul Evangheliei după, nu avem niciun drept să-l corectăm pe autorul Evangheliei după Matei, ci eliberează-ne, izbăvește-ne de cel rău. Aceasta e versiunea Matei. Ați notat ceea ce am scris cu roșu, Epiusios, care e o să revin asupra sensului, adjectivul ton arton, pâinea epiusion și datoriile. Iar Luca are această versiune. Manuscrisele Evangheliei după Luca ne dau această versiune, care e diferită de Matei, în capitolul 11:24, pater, atât, nu patermu, pater, tată, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, pâinea noastră tot epiusion, de data asta dă-ne nouă cathemeran, în fiecare zi, spune, nu azi, cum e la Matei, și iartă-ne păcatele, de data asta, nu datoriile, la Luca, păcatele noastre, și căci și noi iertăm tutul celui care, panti ofeilonti, vedeți că e un dativ acolo, tuturor datornicilor noștri, sau oricărui datornic al nostru, dar e un și nu ne duce în ispită. Vedeți că sunt, nu doar că sunt mai puține versete în Luca, sunt și termeni diferiți. Ce facem când suntem într-o asemenea situație? Ne blocăm, cedăm, trecem la altă religie? Nu, trebuie să recontextualizăm totul. De aceea e nevoie de instrument, de instrumentele pe care vi le-am spus, de știință de greacă veche, bineînțeles, de răbdare, bineînțeles, fără nervi, de calm, așa, în polemica, și mai ales de discernământ, de perspicacitate. Cum spuneam, sunt două intenții teologice diferite și acești autori, Matei și Luca, autorii evangheliilor respective, se adresează unor comunități diferite. La Matei, public iudaic. Public iudaic de aceea care înțelege ideea de datorie. Ce înseamnă datorie la Matei și cum trebuie înțeleasă? În contextul religiei și mentalității iudaice. E datoria poporului ales față de Iahve, față de Dumnezeu, față de Creator. E datoria care provine din pactul pe care poporul l-a încheiat cu Dumnezeu. E o datorie spirituală, de ordin religios, nu e o datorie bancară sau pecuniară. Iartă-ne datoriile așa cum noi i-am iertat pe datornicii noștri. Adică iartă-ne datoriile implicit neîndeplinite, datoriile spirituale, trădările, dacă vreți. În acest sens înțelegeau membrii comunității pentru care scrie Matei. O asemenea idee teologică de datorie ar fi fost total de neînțeles pentru publicul lui Luca, format alcătuit din păgâni. De aceea Luca schimbă și pune hamartia, care e păcat, exact înseamnă a greși, e vânătorul care trage cu arcul și greșește ținta. Asta e imaginea hamartiei, cel care ratează ținta, dar ideea de păcat e înțeleasă de publicul lui Luca. De aceea schimbă, Luca schimbă termenul. Acum, mare problemă cu acest epiusion, pâinea. E un hapax legomenon, îl numesc editorii de text, lingviștii, adică e un termen care apare o singură dată în text și de aceea e foarte greu de tradus, de înțeles. Atunci când un termen apare în mai multe contexte, îi putem deduce sensul, plecând de la contexte. Aici e foarte greu să deducem sensul acestui adjectiv, pâinea noastră epiusion.
Epiusion a primit foarte multe sensuri încă de la Origen. Origen îl considera echivalent cu un alt termen care însemna excepțional, dar să ne întrebăm și noi, să întreabă și alți savanți de ce n-a folosit acel termen grec și l-a folosit pe ăsta, și Matei și Luca. Acum, Epiusion, unii îl echivalează cu spre ființă Ioan Casian, supersubstantialis, tradus spre ființă. Dar ce înseamnă spre ființă? Nu știu, eu mă întreb, de când cunosc această echivalare spre ființă, nu înțeleg ce înseamnă această echivalare spre ființă. Pâinea noastră spre ființă. Adică nu mi se pare o rezolvare echivalarea lui Epiusion cu spre ființă. Bineînțeles, putem să găsim tot felul de sensuri, dar un sens exact nu există pentru acest compus, această expresie spre ființă. Supersubstantialis îl traduce în latină Ioan Casian, adică dincolo de ființă, îi conferă un sens spiritual, platonicizant, dacă vreți. Dar și aici nu cred că se impune un asemenea sens, mai ales în gura unui profet iudeu, care nu prea are legătură cu filozofia platoniciană. Ioan Casian, da, îl cunoștea pe Platon, dar vine 4 secole mai târziu, după Iisus. Termenul e un compus oricum. E un compus, acum trec foarte repede, din punct de vedere etimologic, cea mai fiabilă etimologie ar fi un compus al unui verb care înseamnă a urma. E ziua care va urma, care vine, care următoare, dacă vreți. Și atunci echivalarea mea în traducere, și am justificat în comentariu, e dă-ne nouă astăzi pâinea cea de mâine cu majusculă, pentru că, după mine, acest Epiusios se referă la a doua venire a lui Iisus, la împărăția mesianică, nu eschatologică, și această împărăție va împlini mesajul din care ne înfructăm deja astăzi, sau realitatea cristică în Euharistie. Dă-ne nouă pâinea de mâine cu majusculă, acest mâine scris cu majusculă, se referă așadar la împărăția deplină, mesianică, de la sfârșitul timpurilor. Și care face sens cu întregul verset, și cu versetele anterioare și ulterioare. Chiar dacă nu suntem de acord cu această echivalare, la care eu am ajuns după multe reflexii și după ce am, petrecut zile întregi citind bibliografia secundară despre versetul respectiv, trebuie să înțelegem că există termeni, există expresii, există versete, există pasaje întregi care sunt practic sau par irezolvabile în Sfânta Scriptură. Tatăl nostru, Marcu Secret, aș fi vrut să vă vorbesc și despre o Evanghelie secretă a lui Marcu, mai lungă decât cu acest fragment în capitol intercalat, despre care vorbește o scrisoare a lui Clement din Alexandria. Ajung la Evanghelia după Luca și aici o să mă opresc. E un alt caz, dacă vreți, care ține de edițiile Noului Testament. În Luca, agonia de pe Muntele Măslinilor. E celebrul episod din Ghețimani cu Iisus care transpiră, nu sânge, cade sânge. Asta e traducerea exactă după textul grec. Sudoarea lui e ca de sânge, nu transpiră sânge Iisus acolo. Culoarea, sudoarea are culoarea sângelui. În Luca există, și o să vă dau cel mai bine, vă dau de aici trebuie să plec, aici e textul grec, vreau să vă arăt doar croșetele, de la versetul 43, anume am lăsat, vedeți, dublele croșete, cele liniile drepte, înainte de ofte, 43 până la 45, sunt croșete duble. Alea sunt importante, chiar dacă par numai niște linii din cadrul episodului. Ce spune episodul?
Să dau mai departe traducerea. Luca 22 e traducerea pe care o găsiți în volumul editat Evanghelia după Luca, pe care vi l-am prezentat adineaul. Și Iisus s-a îndepărtat de ei, de apostoli, cu care a urcat pe muntele măslinilor, după, cum știți, cina de taină, ca la o aruncătură de piatră, așa spune exact textul grec, și îngenunchind a început să se roage zicând: Tată, de voiești, îndepărtează paharul acesta de la mine, dar nu voia mea, ci a ta să fie. Și aici urmează pasajul cu croșete. Atunci i s-a arătat un înger din cer și l-a întărit, iar el, luptându-se și mai întețit, se ruga. Și s-a făcut sudoarea lui ca stropii de sânge căzând pe pământ. Din nou croșete, și ridicându-se de la rugăciune și venind la ucenici, i-a găsit adormit de întristare. Aici nu mai intru, explic acolo note de ce de întristare. Care e problema ridicată de acest pasaj? E destul de gravă. În primul rând, în majoritatea manuscriselor și cele mai bune manuscrise, pasajul dintre croșete, de aceea toți editorii, inclusiv Valand și nu numai, îl pun între croșete, nu apare. Acest pasaj esențial cu apariția îngerului, cu pogorârea îngerului din cer și lupta lui Iisus nu apare, și mai mult decât atât, s-a făcut sudoarea lui ca stropii de sânge. E un fragment foarte, foarte, foarte puternic. Și acest fragment a marcat generații și generații de creștini și de cititori ai Evangheliei după Luca. Acest fragment care nu apare în cele mai vechi și mai bune manuscrise, care a fost interpolat târziu, nu se știe cât de târziu, și pe care unii, majoritatea savanților, îl consideră interpolat, îl consideră neautentic, da, neaparținându-i lui Luca. Cel mai înverșunat apărător al acestei teorii, fragment neautentic, e Bart Ehrman, care am înțeles că a fost între timp și tradus în românește cu ceva, cu una din cărți. E un biblist american foarte cunoscut, despre care am vorbit eu însumi începând cu acum 15 ani, cu prefața la seria Nou Testament, care a marcat studiile biblistice în America și nu numai, în țările anglofone. Bart Ehrman propune următoarea teorie și explicație. El este împotriva autenticității. Spune, un asemenea pasaj, unu, nu există în foarte multe manuscrise, există în altele, în schimb, dar contrazice flagrant teologia Evangheliei după Luca. De ce? Și aici are dreptate. Aici are dreptate, dar parțial. Concluziile sunt false, dar argumentele sunt bune, ca să zic așa. Argumentele bune, concluzia falsă. De ce? Evanghelia după Luca, am spus că se adresează în primul rând elitei Imperiului Roman. Între altele, pe lângă elementele despre care am vorbit adineauri, autorul Evangheliei construiește un Iisus care să concorde cu idealul divinității rafinate a elitei, adică o divinitate echilibrată, egală cu sine, cu autostăpânire, aproape impasibilă, bineînțeles, pentru că un filozof sau un politician din elita Imperiului Roman nu ar fi priceput în ruptul capului cum de o divinitate pe care creștinii o consideră fiul al lui Dumnezeu poate fi lovită, biciuită. Aceste episoade, scene dispar din Luca. Vă rog să controlați. Dar, în fine, puteți să nu controlați, să mă credeți pe cuvânt, pentru că lucrurile astea sunt știute între cei care migălesc la traducerile Bibliei. În așa fel încât Iisus Hristos, iar pe cruce, Iisus Hristos ce face? Urlă, strigă, precum în Marcu, Tată, disperat? Nu. Stă aproape impasibil și își continuă discursul rațional în fața unui auditoriu care îl privește cu stupefacție. Adică, iată, omul ăsta, chiar și pe cruce,
e la fel de senin și dă lecții de filozofie. Cu aceeași, impasibilitate cu care s-a comportat și până acum. Ăsta este tipul Iisus construit de autorul Evangheliei după Luca. Un personaj care să concureze cu divinitatea, cu zeul păgân suprem, caracterizat, cum spuneam, prin egalitate cu sine, impasibilitate și oarecum, indiferență față de suferință. Indiferență la suferință și aici ating punctul principal. Or, Barterman descrie foarte bine filozofia lui autorului Evangheliei după Luca, dar concluzia lui e următoarea. Tocmai pentru că acest personaj e construit așa, Iisus Hristos din Evanghelia după Luca are aceste trăsături, e un argument în plus, acest fapt, e un argument clar că acest pasaj e interpolat pentru că este singurul pasaj în care Iisus se comportă complet pe dos față de cum se comportă în restul Evangheliei. Adică luptă, sudoarea lui s-a făcut ca stropii de sânge căzut pe pământ, e un Iisus suferind. Și concluzia lui este că acest pasaj a fost interpolat de un autor creștin pentru a combate docetismul. Docetismul, studenții, nu știu dacă au auzit acest termen, era o variantă a creștinismului din primele secole, termenul vine de la docheo, verbul, care înseamnă apărea. Acești susținători ai docetismului spuneau că Iisus pe cruce nu a fost răstignit trupește, ci doar aparența lui. Ceea ce părea a fi Iisus a murit pe cruce, tocmai pentru a polemiza, pentru a, în fine, spulbera opiniile, criticile aduse de păgâni, cum un Dumnezeu nu poate, sau Fiul lui Dumnezeu nu poate fi răstignit. Și atunci ei au inventat această teorie conform căreia doar o aparență a lui Iisus, nu Iisus în trup, ar fi fost răstignit. Ei bine, Barterman susține la rândul lui că un autor creștin ar fi interpolat acest pasaj pe care vi l-am tradus acolo între croșete pentru a combate docetismul, punând accent pe suferința concretă a lui Iisus în acest moment de pe Ghețimani. Dar Barterman uită că această scenă poate fi citită, sau nu-și dă seama că această scenă poate fi citită perfect coerent în registrul unui Iisus impasibil construit după modelul zeității păgâne, fără nicio problemă. De ce spun asta? Pentru că el conferă substantivului agon sensul nostru anacronic de agonie, de luptă cu moartea. Ori aici este lupta lui Iisus cu ispita. Și asta este interpretarea pe care o dau pasajului și care validează, după mine, autenticitatea, faptul că acest pasaj a fost autentic, făcea parte din Evanghelia după Luca, agonia de pe muntele măslinilor, și repet, în Evanghelia după Luca, în acel pasaj, de aceea am și pus termenul grec, apare chiar termenul agon, dar nu cu sensul de agonie, ci cu sensul de confruntare, de luptă, de înfruntare cu diavolul. Și de ce spun asta? În Evanghelia după Luca, dacă citim cu atenție, există 4, nu 3 ispitiri. La 4:13, în capitolul 4, versetul 13, se scrie: după ce s-au terminat toate încercările, ăsta e termenul, am preferat încercări, e mai fidel, diavolul s-a îndepărtat de el până la Kairos, până la momentul potrivit. Nu l-a abandonat, s-a îndepărtat de el până la momentul potrivit. Și acum,
momentul potrivit, de aceea nu prea e detectat de exegeți sau de cititori, că urmează după vreo 14 capitole, după 16 capitole. Și între timp uiți că Luca a vorbit că diavolul va reveni la momentul potrivit. Dar el nu uită și scrie în 22:3, Satana a intrat în Iuda. Și de acolo începe ultima parte, a patra ispitire, de fapt, a patra încercare a lui Iisus, care este tocmai această luptă, confruntare, de pe muntele măslinilor. Luca are muntele măslinilor, nu Ghețimani. Și anume, versetele 43 și 44 lipsesc din majoritatea manuscriselor, precum și din versiunile comentate de Marcion Clement Origen. Dar Justin, asta uită să spună Barterman pentru în argumentația lui, Justin, Hipolit și Eusebiu le citează, deci existau acolo. Dar probabil unii judecau, unii părinți ai bisericii sau exegeți, judecau încă de pe atunci, precum Barterman în secolul 21. Și de aceea au preferat să le elimine, considerându-le, în fine, inadecvate, fără să își dea seama. Ei bine, cum spuneam, acest pasaj trebuie interpretat exact plecând de la sensul prim al cuvântului agon, și iar scena respectivă nu trebuie interpretată ca o scenă de disperare, așa cum vrea o parte din tradiție și cum vrea Barterman, ci de confruntare eroică. Iisus este eroul care în acest agon, această confruntare, nu agonie, nu suferință, cere ajutorul Tatălui prin rugăciune. El cu ce luptă? Cu rugăciunea. Asta este arma lui. Pentru a învinge a patra ispită, Satana care intrase în Iuda, îi cere ajutor Tatălui și primește imediat ajutorul. Îngerul nu vine să-l bată pe umăr, îngerul vine să-l ajute. El este aliatul, sau să-l plângă, să-i plângă de milă. Este aliatul războinicului care pe muntele măslinilor dă ultima bătălie decisivă. Și atunci, dacă interpretăm, nu e agonală, cum spun, atitudinea lui Iisus, am scris acolo, nu e timorată, ci agonală, adică de luptă, el cere ajutor și imediat Tatăl îi trimite un înger. Iar transpirația de culoare a sângelui nu este semn de disperare, de suferință, ci semnul efortului extraordinar pe care îl depune Iisus pentru a birui ultima ispită. Și ajunge la această biruință. Biruie aici pe muntele măslinilor a patra ispită, dar e o luptă nevăzută între Iisus și diavol. Deci, practic, acest episod se înscrie perfect în logica, de exaltare a lui Iisus sau unui Iisus luptător, așa cum își propusese Luca să îl prezinte în fața publicului provenit din elita Imperiului. Am încheiat. Mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc domnului Bădiriță pentru efortul pe care l-a făcut. Un efort cumva asemănător cu cel al evangheliștilor, fiindcă s-a gândit cine suntem noi, ce pregătire, la ce public se adresează și și-a adaptat discursul nou astăzi. Deci un efort considerabil pentru a încerca să adapteze o mulțime de lucruri știute unui public anume. Îi mulțumesc pentru acest lucru. Pe de altă parte, a fost ca și cum ne-ar fi arătat un banchet și ne-a dat doar aperitivul. Și mulțumesc și pentru asta, fiindcă ne-a deschis cumva, sau ne-a lăsat, chiar dacă a abordat atâtea lucruri și într-un timp impresionant, și vă mulțumesc și vouă pentru că ați acceptat această luptă, agon, și ceea ce mă bucură prezentându-ne acest banchet, că lasă spațiu pentru viitor. Și cred că fără mari eforturi am putea face ca
în cele patru întâlniri pe care le avem într-o lună, una dintre ele, sigur, în măsura posibilităților, sau dacă nu, de-a lungul unui an mai multe întâlniri, să fie una cu Cristian Bădiliță. Mă gândesc de asemenea că filozofii greci își creau Academia într-o grădină și noi suntem într-o grădină, cea a Raiului, și de ce nu, parcă l-am simțit pe domnul Cristian Bădiliță ca la o catedră de biblic. Și seminariștii de la Blaj, preasfințitul, spunea deja intenția de a-i aduce din când în când aici ca să fie toți împreună, de ce nu și cei de la Oradea, studenții din Cluj care sunt pasionați și pentru care am creat de fapt acest grup Lux Mundi, nu doar pentru un interes biblic, dar pentru un interes apropo de o căutare spirituală pe care o găsesc aici, o găsesc și în alte părți cu siguranță, dar încercăm, așa cum am făcut-o astăzi, să le dăm cea mai bună hrană pe care noi o găsim. Hrana lor în seara aceasta a fost Cristian Bădiliță și îi mulțumesc. Mai avem o hrană, niște pizza, care ne așteaptă în aula Iuliu Hosu. Vă mulțumesc, îi mulțumesc mult și preasfințitului Cristian Crișan, care a fost în seara aceasta împreună cu noi și a rămas în mod special la Cluj astăzi, trebuia să plece ieri, a rămas doar pentru a fi în seara aceasta împreună cu noi. Le mulțumesc și celor din Lux Mundi, care au organizat întâlnirea părintelui Marius Câmpean în mod cu totul special și tuturor celor care am fost împreună în această seară. Hristos a înviat!